Ordonanța de urgență a modificat legea educației pentru ca universitățile să poată înființa unități de învățământ preuniversitare. Astfel, vechiul demers al Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș de preluare a Liceului Sanitar ar putea fi concretizat. A apărut o inserție pe care noi ne-am dorit-o foarte mult, și anume dă posibilitatea universităților în mod explicit să înființeze instituții de învățământ preuniversitar. Am o discuție cu domnul ministru Pricopie săptămâna trecută pe această temă. Eu cred că este o soluție foarte potrivită. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a informat că intențiile Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș de a prelua Liceul Sanitar au fost exprimate cu o jumătate de an în urmă, când încă nu exista cadru legal pentru această modificare. Cel mai probabil, grupul școlar Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș ar putea funcționa sub aripa UMF Târgu Mureș din anul școlar 2015-2016, susține Ștefan Someșan, șeful inspectoratului. În județul Mureș, această intenție a fost formulată încă în urmă cu 7 luni de către Universitatea de Medicină și Farmacie. Acum există un cadru legal, desigur că se vor face pași în acest sens, probabil în anul școlar 2015-2016. Elevii care învață la această școală ar putea fi mai bine pregătiți sub aripa universității, deoarece ar avea la dispoziție mai multe materiale didactice și lucrări practice, susține rectorul UMF Târgu Mureș.